Echipa Corvinul Hunedoara a fost învinsă în deplasare cu scorul de 1-0 de echipa Rijeka în manșa secundă a turului 2 preliminar al Europa League. În tur, scorul a fost 0-0. Ca urmare a celor două manșe, Rijeka s-a calificat mai departe în turul 3 preliminar și Corvinul ajunge în competiția Conference League și va înfrunta Astana din Kazahstan pe 8 august și pe 15 august. Știam că întâlnim o echipă puternică pe teren propriu, le-am văzut multe meciuri și știam că începutul de joc le va aparține pentru că au subordonat echipe mult mai mari și mai bune decât noi, dar știind aceste lucruri trebuia să gestionăm altfel începutul de joc. După care, să spunem, puteam balansa partida, începutul de partidă cu acea lovitură de cap a lui Manolache din corner. Știam că ne vom elibera pe bara a doua, puteam marca noi atunci și poate altfel ar fi stat acest joc. După care ei, după gol, au mai avut încă 3 situații de a marca, am scăpat la pauză cu acel 1-0. Încă o acțiune bună, cu o centrare în fața porții și această dată este gol. 1-0 pentru Rijeka. Eu zic că a doua repriză am făcut o repriză consistentă, o repriză bună, o repriză metalon pentru noi, pentru viitorul nostru. Noi acum ne-am calificat în conference. Băieții erau puțin supărați în vestiar, dar tocmai asta le-am spus. Ne așteaptă un nou meci acasă joi. Nu avem timp să ne lamentăm, nu avem timp să plângem, trebuie să ne regrupăm și să câștigăm acel meci. Noi, echipa noastră a avut un avantaj, pentru că noi am luat-o din Liga 3-a, noi am jucat sub presiune fiecare joc. Am jucat meciuri de promovare, știam că în astfel de jocuri, dacă nu reușești să marchezi, îți va fi foarte, foarte greu. Sergiu Buș trimite peste bară, a smuls o brazdă de gazon. N-am înțeles această execuție. Dă 2 metri peste bară și Corvinul ratează o șansă enormă. Gândiți-vă, noi dacă marcam la acel penalti, mai aveam de jucat încă 15 minute plus încă 10 minute adiționale. Se putea întâmpla orice, echipa din Rijeka era egalată acasă, o stare de tensiune exista și asupra ei. Puteam tranșa, eu zic, acest meci dacă reușeam să marcăm. Nu sunt supărat pe ratare, chiar mă bucur că și-a asumat să execute acel penalti. Asta trebuie să învățăm și cumva trebuie să mergem mai departe.